Chiar dacă în aceste zile s-a invocat de foarte multe ori temerea primarilor de a nu fi anchetați ușor pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în realitate niciun șef al administrației publice locale nu s-a adresat Comisiei de Specialitate din cadrul Camerei Deputaților cu propunere de modificare a legii. O recunoaște și președintele Comisiei de Administrație Publică Locale, deputatul Cristian Buican. Noi la Comisie nu am primit cereri pentru a dezincrimina abuzul în serviciu de la colegii noștri care conduc unități administrative teritoriale. Nici ca șef de partid nu am văzut o astfel de dorință a primarilor din rândul Partidului Național Liberal. De aceea nu cred că era necesară o astfel de abordare. Eu cred că actul normativ este făcut special pentru câteva persoane care trebuie să fie spălate și, în opinia mea, chiar PSD-ul va retrage în mai puțin de o săptămână de la intrarea în vigoare acestei ordonanțe acest act normativ, pentru că nu dorește să-și facă efectul decât pentru cei care au astăzi dosare din fruntea PSD-ului. În schimb, primarii s-au plâns de alocările bugetare pe criterii politice, motiv pentru care liberalii au solicitat premierului Grindeanu să ia în calcul metoda folosită de Darius Vâlcov în timpul mandatului premierului Ponta. Unul dintre amendamentele foarte importante pe care noi le-am făcut este acela de a reveni la alocare bugetară pe unități administrative teritoriale practicată de către guvernul PSD condus de Victor Ponta în anul 2015, alocări care să asigure niște praguri minime pentru fiecare categorie de unități administrative, adică la o localitate rurală să se aloce un buget de minimum 15 miliarde lei vechi, care, în opinia mea, din experiența anului 2015, ar fi îndestulătoare pentru fiecare localitate. Și așa mai departe, astfel încât alocările bugetare să nu mai fie pe alte criterii decât acest criteriu transparent și obiectiv și să se elimine într-un fel acuzațiile că banii ar fi alocați pe criterii politice sau pe alte tipuri de criterii decât cele normale. Cât privește propunerea ca grupul PNL să își dea demisia din Parlament, deputatul Vâlcean este de părere că acest lucru nu ar schimba în niciun fel lucrurile și nu ar duce la alegerile anticipate, așa cum se gândesc unii.